Flavia Teodosiu, avocatul lui Liviu Dragnea, face o declarație. A fost compusă din trei judecători. Această condamnare a rămas ca atare prin respingerea apelului pe latură penală la completul de 5, tot al înaltei curs de casație și justiție. Asta am susținut. Pe cale de consecință, având în vedere faptul că acea instanță de 3, compusă din 3 judecători, a fost cel puțin la nivel de curte constituțională declarată a fi fost nelegal compusă, pentru că nu a fost compusă așa cum dispunea legea, ce concluzie poate trage un om normal? Mare speranță. Firesc. După ziua lăsați-mă de ieri. Să termin, dacă tot m-ați întrebat, lăsați-mă să-mi spun ideea până la capăt. Orice concluzie firească. Dosiul explică în aceste momente ce s-a întâmplat în sala de judecată. Vă propun să vedem și primele imagini surprinse cu Liviu Dragnea în momentul în care s-a încheiat discuția în sală. Domnul Dragnea, la ce preț vă referați? Și la ce care era prețul? Ce așteptări aveți la România? Ce așteptări aveți? Prețul era românesc. Prețul era România, probabil că se referă Liviu Dragnea la miza condamnării sale. Vă reamintesc că acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. A doua zi după alegerile europarlamentare, în 26 mai, România a ieșit la urne. În 27 mai dimineața, Liviu Dragnea primea condamnarea de 3 ani și 6 luni cu executare într-un dosar în care era acuzat de abuz în serviciu, un dosar în care se presupune că ar fi plătit două angajate PSD din banii Direcției pentru Protecția Copilului Teleorman. În permanență, Liviu Dragnea a susținut că este nevinovat, nu a vrut să achite prejudiciul tocmai pentru că spunea că îi se pare absurd să achite un prejudiciu într-un dosar în care nu a comis nicio infracțiune. S-a depus această cerere în instanță, respectiv la Instanța Supremă. Așteptăm să vedem ce decizie va fi luată. Vă reamintesc că și ieri Liviu Dragnea a fost dus la instanță. Acolo a făcut o cerere de recuzare pentru un judecător care s-a pronunțat în privința sa încă din perioada în care era președinte PSD. A fost respinsă această cerere. Vom vedea dacă astăzi are mai mult noroc la Instanța Supremă.